Președintele Partidului România Unită Neamț, Sorin Dumitru Cazan, a avut inițiativa invitării la conferința municipală și zonală a partidului a președintelui PSD Roman Dan Manoliu. Din politețe, acesta a ținut să salute apariția pe scena politică românească a noului Partid Naționalist, găsind similitudini între programele PSD și cele ale Partidului România Unită. Am venit cu foarte mare plăcere la această lucrare ale conferinței Partidului România Unită, prin mai multe motive. Primul motiv este acela că, studiind și citind programul dumneavoastră, am văzut că apariția unui partid nou cu idealurile care le aveți nu poate face decât bine cetățeanului și românului. Al doilea motiv este aceea că, în multe puncte din acest program care l-ați propus pentru România, platformele noastre politice sunt asemănătoare. Și anume, vă dau câteva exemple. Și noi, și dumneavoastră, lucrați pentru același lucru, pentru o mai bună administrație locală, pentru oprirea risipei, pentru folosirea judecăța banului public, în folosul romașcanului, a cetățeanului în general. Și noi și dumneavoastră aveți același cel, acela de a păstra națiunea română, acela de a păstra simbolurile României. După câteva zeci de minute, politicianul social-democrat a plecat strângând tot politicos mâinile gazdelor, așa încât n-a mai reușit să asculte reproșurile președintelui Partidului România Unită, Bogdan Diaconu. Ați avut un invitat care a plecat mai devreme, pentru că vreau să am așa un scurt dialog cu dânsul. Sigur, îi mulțumesc că ne-a onorat cu prezența, refer la domnul președinte al PSD Roman, și mulțumesc că ne-a studiat programul și proiectele. Și mulțumesc că a venit la microfon să ne spună tocmai ceea ce ne diferențiază. Vorbea despre faptul că, despre administrație locală onestă, cinstită, bună administrație. Este exact ceea ce n-au făcut nici ei PSD-știi, nici PD-liștii, nici PNL-liștii, nici toți cei care s-au perindat la conducerea României timp de 26 de ani. Și sunt în egală măsură responsabilă de statul României. Președintele partidului lui Vlad Țepeș a ținut să scoată în evidență și blatul continuu făcut de cele două mari formațiuni politice, PSD și PNL. De PNL și toți despre care am vorbit mai devreme au sărăcit satul românesc 26 de ani. Iar astăzi satele sunt goale, sunt goale de tine. Am făcut de când am anunțat în 21 august fundarea Partidului România Unită ca alternativă la clasa politică a ultimilor 26 de ani, peste 250.000 de kilometri în toate cătunele, satele, comunele și orașele României. Am găsit un singur lucru. Tristețe și lipsă de speranță. Și ei sunt vinovați pentru asta, iar misiunea noastră este să le dăm speranța românilor. De altfel, pe parcursul conferinței municipale a Partidului România Unită, Bogdan Diaconu i-a adus și alte reproșuri președintelui nemțean Sorin Cazan legate de doctrina politică a partidului pe care cei doi lideri o interpretează diferit, lucru pe care sala l-a cam remarcat. Rămâne probabil ca Sorin Cazan să-și mai facă timp ca între zecile de drumuri făcute printre localitățile județului, unde tot organizează filiale, să mai aprofundeze doctrina partidului. Nu de alta, dar înțepăturile între el și liderul central vor fi tot mai dese și se vor lăsa cu scânt la un moment dat.